boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Bună tuturor, eu sunt Jenea și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi, de fapt, toată săptămâna o să facem clipulețe mai mult de beauty și astăzi o să vă arăt colecția mea de oji. Pentru că am foarte, foarte, foarte multe. Le am în două cutii din astea de la Sephora. Și haideți să începem. Hai să vedem ce minunății avem aici. Începem cu ojele de la L'Oreal. Am aici 550 și 110. Sunt foarte, foarte bune. Ăsta transparent ajută și hidratează foarte bine unghiuțele. Iar ăsta roșul eu l-am pe mâini și este superb. Deci L'Oreal are un thumbs up de la mine. O altă firmă este Deborah Milano, care este destul de bună și ea. Asta este în culoarea... În fine, nu o să vă spun culorile la toate pentru că nebunim până mâine. Dar Deborah Milano... Este, rezistă, dar e mai bun L'Oreal-ul. Aici am niște oje de la Shaka. Sunt superbe și țin o grămadă. Uitați ce frumoase sunt, cu sclipicel și minuni. Ok? Și astea rezistă super bine și sunt și super drăguțe. Haide mai departe. Aici am niște oje de la Kiko. Kiko are două feluri de oje, unele mai scumpe și unele mai ieftine. Alea ieftine nu rezistă chiar așa mult. Astea sunt alea mai scumpicele. Asta e Velvet Satin. Ăsta are gel și astea cu gel rezistă mult, mult, mult mai bine. Deci Kiko, alea de 1 euro, 2 euro, nu sunt chiar așa de bune. Aici am o oje de la Bella Oggi, care nu e bună de nimic. Bella Oggi nu mă încântă. Asta este de la Essence. Essence e destul de ok, îmi place, ține, rezistă. Aici am Astra și astea, chiar dacă costă foarte puțin, sunt super bune. Ăsta e un tratament zbiancant, adică din ăla de albire a unghiilor, ca să îngălbenesc foarte repede. Flormar, o oje de la Flormar, care este destul de rezistentă și nu costă chiar exagerat. Ojea mea preferată dinainte, că acum dacă îmi fac unghiile cu acrilic nu prea mai îl pun, este de la Wycon. Este ăla cu sclipicel pe ea, e superbă, superbă și rezistă super. La Wycon sunt super bune, super, super bune. Îmi plac, ca firmă îmi place. Vedeți, de exemplu, astea de la Kiko, să ia. Îți dai o dată și a doua zi începe să sară, după unghi. O altă foarte bună este de la Rimmel London, care ăsta este cu gel și ăsta e prima step, mai avere ceva pe aici, nu știu, le-o-i găsi eu între timp. Cred că ăsta era, nu. Ăsta este un transparent de la Kiko, care este, transparentul de la Kiko e bun, îți întăresc unghiuțele mișto. Uitați, de la Wycon eu am fără un număr, aceeași culoare. Pentru că îmi plac la nebunie. Îmi place cum rezistă pe... Ăsta e de la Kiko. De exemplu, ăsta e ok. Astea, alte de la Kiko, nu. Alea de care costă 1,99€ nu sunt strălucite. Astea mai scumpicele rezistă mai mult. Dar așa să faceți un cadou, așa ceva, sunt destul de ok. De exemplu, ăsta de la Kiko e super. Sunt alea mat, care arată superb pe unghii.
O altă firmă care mie îmi place la nebunie e Colistar. Asta e un pic mai scumpă, dar voi nene, rezistă de nu se poate pe unghii și merită, merită. Uitați altul de la Colistar. Se merită, Colistarul se merită. Aici am, cred că după la chinez, un Melissa Smalto Gel. Asta nu se usucă nici dacă mori, fără lampă de aia care e ultraviolet. Iar ăsta de la Kiko, care este bun și rezistă. V-am spus, alealte nu rezistă. Un alt din ăla transparent de la cu sclipici de la Wycon. Deci Wycon e ok. Bella Oggi, ăsta nu rezistă, nu e bun. Kiko nu rezistă, astea așa. Essence, ăsta este un... din ăla care îți faci desenele pe unghiuțe. E drăguț și ăsta pentru hârtie. Un alt de la Colistar, super mișto. Aici Essence și Essence sunt foarte bune, rezistă. Kiko, vedeți, stau aici cu lunile, pentru că nu sunt rezistente. Îți dai odată și... Bine, Kiko are culorile frumoase, dar vedeți alt Kiko? Au culorile frumoase, dar nu rezistă. Alt Kiko. Luăm Kiko fără număr, dar după aia, uitați, asta este din ăla mat. Arată superb pe unghiuță. Iar de la Kiko, astea sunt foarte bune, rezistă de nu se poate. Asta un pic mai mult, asta nu țin minte cât. Negru de la Kiko, superb, și ăsta rezistă o grămadă. Ăsta nu este, este lăcuit, nu este mat. Un alt oje de la Bella Oggi, mai de viața lor, nu-i bune de nimic. Pupa, ăsta e de la Pupa și Pupa rezistă. Este portocaliu așa, dar este bun. Ca marcă este super bun. Pupa e ok. Kiko, varianta asta, Kiko Perfect Star Gel și ăsta rezistă fără număr. Colistar, ăsta s-a terminat, cred că trebuie să-l aruncăm. Kiko Mat, Velvet Satin, ăsta chiar rezistă fără număr. Este albăstru, e așa, e mișto. Uitați la gel de la Rimmel, partea a doua, și astea țin foarte, foarte bine. Wycon iar este o ojă foarte bună care rezistă. Colistar, cea mai bună, cea mai bună din toate Colistar. Asta este ceva madenuza, dar nu știu. Sinful Color. Asta e bun, nu știu de unde l-am luat, habar n-am. Kiko, iar ăsta este True Love Nail. Este rezistent ăsta. Vedeți diferența de sticluță? Asta e bun, ăsta nu e bun. Kiko, de-alea care nu-i bune fără număr. Mă întrebați de ce le-am cumpărat dacă nu-i bune? Pentru că ce făceam? Îmi dădeam cu ojă, pentru că îmi plac culorile în primul rând. Îmi dădeam cu ojă și după aia dădeam cu luciu peste și rezista mai mult. Negru și așa puteam să... Ia uitați ăsta auriu de la Shaka. Shaka e bestial, ține foarte mișto. Și astea tot de la Kiko. Ăsta este... Velvet Satin, Velvet Satin și ăsta. Astea sunt ok. Ok. Trecem la următoarea cutiuță. Ok, trecem mai departe. Asta cred că mi l-a trimis Alexandra, e de la Betty Buia și e de drăguț și rezistă pe unghii de leșin. Trebuie să te dai cu petrol ca să-i dai jos. Rezistă o grămadă, o grămadă.
Am aici o ojă de la Avon. Avon e movalie așa. Și asta e foarte drăguță și rezistă. Deci Avon e bun. Alte oje de la Wycon care sunt rezistente și sunt bune. Deci e mai bun Wycon-ul ca Kiko alea ieftine. Ca să ne înțelegem. Aici am un ojă de la The One care este foarte rezistentă pe unghiuțe. Mai am astea de la NYX care nu-i bune de nimic, pute de mori. Și vedeți, stă pe aici, e pline, că nu și-a dat nimeni pe ele. Asta e de la Kiko. Am mai aruncat din ele. Asta e Colistar. Colistar e superb. Am aici ceva care are o culoare indefinită. De la Deborah Milano. Un galben, așa. Maybelline. Vă dați seama, astea de la Maybelline sunt superbe. Și sunt și bune. Mai departe, Shaka, toată viața, eu ador Shaka, are niște culori așa mișto și lucioase și Pupa, asta e movalio așa, ce mai avem aici, Kiko, Melchior, Melchior e superb, vedeți, nici nu mai știam că mai e pe aici, Melchior este chiar ca lumea și și rezistă, chestia că rezistă, nu mă așteptam. Mai departe, am Essie, care e bani aruncați, pentru că costă vreo 10 euro o sticluță de asta, dar e mare căcat așa, cine știe ce face. Aici am ceva Estroza Extremă, nu știu după unde e asta, habar n-am dacă e bună. Iar am un Beauty Line, nu l-am încercat, e încă nou, uitați, e încă sigilat, abar n-am cum este. Dacă voi îl cunoașteți, lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi ce credeți despre el. Îi spune Beauty Line, Party ceva, are glitereală, glitters. Iar de la Pupa, ăsta e superb, superb. Și ăsta la fel, e grena, ăsta e mai superb. Mai avem aici, ce firme e astea, bă? Habar n-am, ECC, ceva de genul ăsta, habar n-am dacă mai e bune. Asta e Strosa, tot la fel, cred că l-am trimis după la fetele astea. Deborah. Și aici am, extract de aloie pentru unghiuțe. Mare meserie, nene. Iar aici am un confecție de asta de la Pupa. Pupa e ăla cu magnet. E superb. E superb. Iar o ojă care nimeni n-a folosit aici, tot de la Pupa, e un roșu grena, așa, e foarte drăguță. Și iar de la Pupa, ăsta, ca să poți să spui chestiuțele astea drăguțe. Și cam atât. Asta a fost clipul de astăzi. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, jenetalianstyle. Și citiți în căsuța cu descriere. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Ciao!